Salutare, oameni buni, sunt Andruc. Bine ați venit la Chasing Bets. Pentru astăzi, ziua de duminică, 17 noiembrie, vă propun biletul meu. Ieri am avut un bilet pierzător, din păcate, doar pe meciul turcilor, care n-au fost în stare să dea 4 șuturi pe poartă. Mai aveam nevoie de un șut. Au dat 3 în prima repriză, iar în a doua repriză n-au mai dat niciunul. Au avut și penalti ratat cu șut pe lângă poartă în ultimele minute. Asta a fost. Da, frate, cum să le anticipezi uneori. Germania le-a dat la ea cu terenul în cap. Olanda la fel a bătut fără probleme. Au fost lejere și Suedia a dat 2-1 și a avut multe cornere. Bun, pentru astăzi avem Austria cu Slovenia. Sunt câteva grupe unde au importanță Austria, Slovenia în grupa cu Norvegia. Austria și Norvegia sunt cele mai bune echipe. Încă au nevoie de victorie. Austria cu Norvegia și-au împărțit victoriile, meciurile directe. În Norvegia a câștigat Austria. În Norvegia a câștigat Norvegia, iar Austria i-a bătut acasă 5-1. Deci are avantaj la meciurile directe la golaveraj și la golaveraj total stă mai bine Austria. Dar tot ar trebui să bată, pentru că Norvegia probabil că va bate pe Kazakhstan rău. Așa că și Austria cred că trebuie să joace la victorie astăzi. Am jucat, acesta este în Liga B. Am jucat 1 solist pe Austria la 1.42. Apoi mai joc la meciul de tenis Sinner cu Fritz. Este finala turneului campionilor Sinner. Sinner a jucat impecabil ieri. A bătut 6-1, 6-2 pe Rud. Cred că îl va bate și pe Fritz. Chiar că e surprinzător Fritz că l-a bătut pe Zverev. Mă așteptam Zverev să fie în finală. Dar am jucat unul pe Sinner la 1.15. Chiar că e cotă mică, mai ne crește un pic cota. Și Anglia cu Irlanda. Este un meci mai interesant aici. Este în Liga B. Tot așa, Anglia a căzut în Liga B după anul trecut când a făcut performanțele la slabe. Acum Anglia cred că își dorește să câștige grupa, să promoveze din nou, pentru că i-am văzut în Grecia, au jucat bine, au jucat serios, chiar și cu multe absențe jucători care s-au mai dat loviți. Nu mai joacă Grealish, n-a jucat Foden, dar au bătut 3-0 în deplasare în Grecia și cu Grecia se luptă, iar în momentul ăsta sunt la egalitate, pentru că și Grecia i-a bătut odată 2-1 în Anglia. Acum Irlanda e clar cea mai slabă, a pierdut și cu Grecia de 2 ori, a pierdut cu Anglia 0-2 în tur, un pic cam slăbuț acolo, dar tot a dominat Anglia. Au avut atunci 71 posesie, 16 ocazii, 9 șuturi pe poartă. Deci, dominație totală, în repriza 1 a fost... de la pauză a fost 2-0 și după aia s-au cam culcat așa. Englezii nu prea au mai tras la goluri. Dar eu zic că și aici vor merge în atac de la început, fiind și pe teren propriu, chiar dacă joacă, poate joacă Grealish, înțeleg că Bellingham joacă, va juca acel Jones, va juca probabil în față Harry Kane sau Solanke sau chiar și Oli Watkins, au atacanți în continuare, o echipă bună față de irlandezi, așa, față de Irlanda, da. Așa că am jucat un bet builder, am jucat 1 Anglia și gol în prima repriză, cotă 1.55, dacă jucați bet builder, da? Deci 1 Anglia și gol în prima repriză. Eu zic că nu vor fi foarte multe cornere, pentru că n-au de ce să dea cornere, o să dea golurile și după aia o să mai și țină de minge. Așa că poate și un cornere sub 11, o linie mare, dar lăsăm așa. Deci Anglia 1 și gol în prima repriză, Sinner 1 solist și Austria cu Slovenia de asemenea 1 solist. Asta e biletul meu, cotă de 2.58, nu e cotă mare, eu o să joc 10 unități pe el. Ieri am pierdut 10 unități, n-a ieșit nici marcatorul pentru că Arda Güler n-a dat gol. Astăzi vom juca doar acest bilet la cotă de 2.50. Deci e 2.50 cota. 1 Austria, Anglia 1 și gol în prima și Sinner 1. Mersi de atenție, astea sunt ponturile mele pentru duminică. Dacă vă inspirați și voi, vă rog să lăsați un like sau dacă nu aveți alte idei, lăsați și voi un comentariu cu... ce pariați la aceste meciuri, ce pariați la Anglia, pariați un pariu mai mare, la goluri multe, peste 3, peste 4. Aștept și de la voi niște păreri. Mersi, ne auzim data viitoare. Baftă!